stările de carte au fost ca anunțire, dacă nu te duci, nu-ți vin. Așa că trebuie să mergem la cât mai multe. Intenționat mai sus, adică să stau mai aproape. Da. Sau să stau mai sus. Da. Mai aproape. Bun, stau mai aproape. Nu știu dacă pot eu să vorbesc despre Floarea de Foc. Și vă spun și de ce. Cu multe mii de ani în urmă, sau nu știu când a trăit Gandhi, o doamnă, cu un copil de câțiva anișori, a mers la el să-i dea un fel de binecuvântare copilului să nu mai mănânce dulce și zahăr, care avea diabet. Și Gandhi s-a uitat la copil și a spus, da, e regulă, vă rog să veniți peste o săptămână. A mers peste o săptămână, a luat copilul în brațe, l-a mângâiat și a spus, copile, nu mai mânca dulciuri și zahăr, că nu-ți fac bine. Tu ești special, știți că anecdota aia. Tu ai ceva ce n-au alții. Copilul l-a ascultat și n-a mai mâncat dulciuri și nici alte forme de... După câteva ani, femeia a mers să-i mulțumească și l-a întrebat, dar de ce mi-ai spus de prima dată să nu mănânce dulciuri? Și Gandhi a spus, foarte simplu, pentru că atunci nici eu nu mă lăsasem de mâncat dulciuri. E, cam despre asta e vorba. De-aia să vorbesc despre Floarea de Foc, pentru că identitatea de atitudine, sintagma lui Mircea Vulcănescu, care a murit cu 10 ani mai devreme decât sanutul lor, tot la iud și tot cu pământ amestecat de nu-i se cunoaște mormântul, adică identitatea de atitudine este mai importantă decât orice altă identitate de lumea asta și Sandu Tudor a avut-o și câțiva de la Floarea de Foc au avut-o, constantă, nestrămutată, iar trec peste vorba aia, cel care vorbește, pentru că ceea ce încercăm noi să facem este să ne hrănim cu rămășițele de la ospățul lor spiritual, și găsind așa câte o firmitură, cum să vă zic, ne bucurăm ca cenușăreasa care și-a pierdut și apoi și-a găsit pantoful înainte de miezul nopții, pentru că nu s-a transformat trăsura în bostan. Mircea Vulcănescu, filozoful, nu cantautorul, pardon, Mircea Florian, cel care are o introducere în filozofie și celor de la filozofie îl recomand, pentru că orice examen ar avea în orice an, dacă citești cartea aia în ajun, e un 7. Mai chemuit, mai nechemuit, dar e un 7, pentru că e cea mai bună și cea mai scurtă și concisă introducere în filozofie. Spunea că fericirea modernilor constă în explicarea dogmelor, adică în raționalizarea dogmelor. Aici mi-e rușină să vorbesc pentru că mă aflu în fața unor teologi și nu vreau să dezvolt subiectul, dar pe mine m-a marcat nu numai această vorbă, ci și alta. O datorie te obligă din momentul în care o intuiești. Și de când am citit vorba asta, încerc să mă comport așa după cum zice ea. Adică atunci când am întâlnit-o pe doamna Carmen Ciornea, care e unul din puținii cercetători, așa, care scot în actualitate acele firimituri de care vă spuneam, din acel festin interbelic care se caracterizează, în primul rând, printr-un ideal comun, și anume iubirea față de țara în care trăiești. Cred că iubirea față de binele comun. Noi azi nu ne mai raportăm la un ideal comun. De-aia suntem autizați social și în alt fel. Fiecare om are câte un bine, relativ, dacă ne iese într-o zi, suntem bucuroși și a doua zi plângem, o luăm de la capăt. Dar acești oameni s-au comportat față de țară, punându-o cumva așa în, nu știu, antecamera raiului. Și pentru această antecameră s-au sacrificat. Atât părintele Daniel, cât și Mircea Vulcănescu, pe care vedeți și acum cam din 2 în 2 ani îl încearcă, nu știu, rezervele de ură ale unei, nu știu eu, părți ale societății noastre. Adică Mircea Vulcănescu este acuzat
de dezastrul țării și știți cu toții, a fost acuzat de Tribunalul Poporului, cel care era făcut, așa cum ne-a spus Lucrețiu Pătrășcanu, din oameni de pe stradă. Spunând că oamenii muncii știu să judece cu bun simț. Ei, s-au judecat, au dat, au împrăștiat milioane de ani de temniță altor oameni, care nu semănau cu ei, pentru simplu fapt că nu semănau cu ei. Am mai scos o carte pe care probabil o știți că e la a treia ediție, Tortura pe înțelesul tuturor, și am pus pe coperta 4 următorul dialog între un torționar și un bandit, cum erau ei numiți. Și întreabă, câți ani ai banditule? Evident nu la vârstă să referea, ci câți ani de temniță are? 10. Și ce ai făcut? N-am făcut nimic. Minți, banditule, dacă nu făceai nimic, luai doar 3. Dacă nu făceai nimic, luai 3 ani. Așa, pur și simplu. Pentru că reprezentanților regimului voiau să întemnițeze lumea care nu semăna cu ei. Este probabil unul din puținele regimuri care a căutat să anihileze adversarul politic. Nu să-l înlăture temporar de la putere, cum se întâmplă într-o, să zicem, dialectică socială în mod normal. Și a încercat chiar să le elimine. Și a reușit în mare măsură. Adică a umplut calendarul de martiri și sfinți și a eliberat scena politică și publică. Noi am recuperat cât am putut din operele membrilor Rugului Aprins prin colecția Arhiva Rugului Aprins, coordonată de Marius Vasileanu. Iar asta este a patra carte, doamne Carmen Ciornea. Îmi pare rău că nu mai avem decât să nu fiți căldicei din celelalte cărți. Chipul Rugului Aprins este sub tipar și va fi prezent la Gaudeamus din 7 până în 11 decembrie, unde vă așteptăm. Unde vom încerca să lansăm și acolo cartea, dar nu o să avem parte nici de aceeași liniște, nici de aceeași bunăvânță de ascultare, mă rog, de receptare, nu de ascultare, că nu dăm noi ascultări după cum ascultă părintele aici de față. Am mai spus și vreau să repet lucrul ăsta. Cred că acești oameni, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, a cărui Floare de Focul aveți acolo, este volumul 2 din jurnalul lui, e un jurnal comparabil cu jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt. De fapt, are și o notă a lui Steinhardt pe clapeta din spate. Este un al doilea Steinhardt, menționează și Marius Vasileanu în prefață. Este probabil cel mai, deși dacă facem topuri, ieșim probabil din creștinism, dar nu putem să nu vedem diferențe. Este unul din cei mai dotați membri ai Rugului Aprins. Alexandru Mironescu, Sandu Tudor, Mircea Eliade și toți cei care, repet, au avut ca reper și ca numitor comun țara și slujirea ei, cred că fac parte din alte specii decât noi. Adică dacă noi ne numim oameni, ei ar trebui să fie un fel de supra-oameni. Pentru că nu-i corect să fim din aceeași specie și noi. Eu când zic noi, zic eu, dar nu vreau să vorba aia, să vedeți cărămida cum se lovește în piept. Adică nu se poate și noi, care, mă rog, care nu ne pasă de țară, și ei, care s-au sacrificat pentru țară, să fim din aceeași specie. Ar fi nedrept. Și probabil nici lui Darwin nu i-ar conveni. El tot a căutat îndelung veriga lipsă dintre maimuță și om, nu? Da, n-aș vrea să vorbesc mai mult de atât, pentru că transformăm într-un colofon întâlnirea noastră și nu știu dacă avem timp. Adică noi am avea, că nouă ne place. Vă dați seama, de peste două decenii asta facem. Ne pregătim de un raport. Și acum este o parte din acest raport în fața dumneavoastră. Sincer să vă spun, raporturile invizibile ale mele personal sunt în fața acestor oameni. Adică în fața acestui fel de oameni. Oameni care au slujit toată viața binele comun și care au murit pentru binele comun. Știți cu toții cum a murit Mircea Vulcănescu și știți mai ales îndemnul cu care a murit. Să nu ne răzbunați. Nu există probabil ceva așa înălțător, mai înălțător decât asta. Imediat o să trec în sală și o să încep să dau și eu în direct pe Facebook. N-am vrut să filmez cât timp vorbesc, că nu vreau să
mă dau mai rotund decât sunt. Sunt destul de rotund, după cum ați observat, mai ales dacă nu port sacoul de la set. Așa că o să mă alătur dumneavoastră și o să-l ascultăm încă doamne, știu, pe domnul Crăciun sau pe cine o să desemneze doamna Ciornea pentru următorul cuvânt. O să vă rog 2-3 secunde să-mi permiteți să montez și poate vă mulțumesc pentru că ați rupt un pic din timpul dumneavoastră și sunteți rupt de noi la această bucurie, pentru că chiar este o bucurie să avem aici, eu știu, mintea și inima unui om care a marcat profund vremea vieții sale. Este și o felie din Interbelic aici, adică cartea este așa un fel de radiografie a câtorva ani din Interbelic, să vedeți că parcă erau alți oameni. Parcă trăiau mai frumos, inclusiv se înjurau mai frumos. O să găsiți fragmente aici, o să găsiți tot felul de săgeți îndreptate, unii împotriva altora, împotriva lui Arghezi, încolo și înapoi. Deci exista o eleganță în tot. Adică asta ne diferențiază profund azi. Nu trebuie să mergi departe, trebuie să urci în mașină, să mergi până la primul semafor, să vezi că eleganța a dispărut cu tot cu semnele de circulație, nu? Sau înaintea lor. În fine. Încă o dată vă mulțumesc și vă rog să mă iertați că spre final chiar m-am emoționat. Mulțumesc!